pentru balanță data de 13 martie legat de contracte, de asocieri, pot să aducă creștere, pot să aducă vindecare, pot să aducă împlinirea menirii voastre, atingerea potențialului maxim. Vindecarea poate să apară printr-o autoevaluare foarte corectă. Și în 14 martie vorbim de contracte de familie, de cămin, lucruri care dacă intră într-o oarecare concurență, aduc ceva nervozitate, aduc sensibilitate, aduc riscul de a vă simți uneori răniți. Manifestări de afectivitate mai redusă, relații un pic mai dificile, poate unor mai violente, iar comunicarea cu cei apropiați aduce... Poate să fie legate și de contracte, care se valorifică în planul sănătății sau locului de muncă, prin comportamente sincere, prin înțelegere, prin energie. Relațiile mature sunt cele mai bine aspectate, iar din 17 martie, Venus intrând în taur, în domiciliu, aduce schimbări și transformări, în care se folosește tactul, în care se folosește dorința relațiilor stabile, dorința de a vă bucura de acumulări materiale, de confort, de atașamentul față de persoanele care înseamnă ceva pentru voi. În 19 martie, deja Mercur intrat în berbec, aduce în planul contractelor și al asocierilor, dorința de a fi sincer, de a fi corect, de a arăta sentimentele uh, potrivite, nu... Vă folosiți tactul, nu se folosește diplomația, ci mai degrabă exprimarea cea mai directă, exprimarea pe șleaua lucrurilor. Dorința de cunoaștere este maximă, dorința de comunicare, posibilitatea de a intra ușor în concurență cu ceilalți. Debordarea de energie este mai mare, însă se pot lua și decizii mai puțin cântărite, se iau în grabă și ele pot fi uneori chiar regretate ulterior.